În acest weekend în Maramureș va avea loc campionatul de viteză în coastă total. 51 de concurenți vor lua startul la trofeul Guti Powered by Total pe traseul amenajat pe drumul național DN18 din pasul Gutâi cel care leagă municipiul Baia Mare de Maramureșul istoric. Cu un total de 5,2 km și numai puțin de 6 ace de păr pe durata unui singur minut, traseul este unul spectaculos și așteptat de fanii motorsportului. Cu trei victorii din trei până acum, Emil Nestor va deveni în premieră campion național dacă se va impune în pasul gutâi. Cu asa norma M20FC, pilotul bucureștean a bifat și record de traseu în primele trei runde și a anunțat că este gata să-l stabilească și în Maramureș. Concurența la această categorie va fi însă una intensă, deoarece pe lista de înscrieri se află și Ștefan Stoev pe Silvercar EF10, Silviu Dumitrescu la volanul unui autoturism Osela, Emil Ghina pe Norma M20F și Octavian Ciovică pe Radial SR8. Deși sunt la o altă grupă, Bogdan Cuzma pe Mitsubishi Lancer și mușceleanul Costi Stratnic pe Dacia STTC vin și ei cu gânduri mari la etapa din nordul țării. La categoria 1, Mihai Leuș poate asigura pentru al doilea an consecutiv Titlul. La bordul unui Ferrari 458 Challenge, campionul național antitr va trebui să se impună și de această dată în fața lui Alex Mira și Alin George Luca pentru a fi sigur că va urca pe prima treaptă a podiumului la Gala Campionilor Fras. Și divizia dedicată istoricelor are parte de o listă consistentă de înscrieri cu numai puțin de 9 concurenți. Dan Nirișteanu, Adrian Voicu, Nicolae Mihai Alexandrescu și Valentin Nemțanu vor concura în cadrul Dacia Revival.